This is my life as an athlete. Când îmi amintesc de copilăria mea din România, din Sibiu, au fost niște ani foarte, foarte frumoși care am petrecut alături de prietenii mei și ne jucasem zi de zi și aveam o bucurie foarte, foarte enormă de fiecare dată când aveam voie să ies afară, să mă joc cu copiii, să ne jucăm de aprinsea, de ascunsea, fie ce-o fi, cu mingea. Dar la bun început am descoperit și eu alergat. Ca orice copil am început să alerg și îmi plăcea foarte mult să alerg. Aveam impresia că sunt foarte iute, cum am fost cu toții, și a fost fantastic și fenomenal cum simțeam, cum mă dezvoltam, cum creșteam. Și zi de zi nu numai făceam sport cu drag, dar și urmăream la televizor în anii 80 sportul, în special fotbalul, Diego Armando Maradona câștigând Cupa Mondială de Fotbal în 1986, și a fost un timp extraordinar de fain, dacă mă gândesc bine. Dar mai încolo începeam să mă plictisesc de aceste lucruri și vreau să descoper și eu alte lucruri. Am fost la munte, am fost la lacuri, la grădina zoologică, peste tot mergeam cu mama și a fost la fel de fain, dar până la urmă am observat că totuși sportul este cel mai fain lucru în viața mea și în special fotbalul, care din păcate când am venit în Germania, ne-am stabilit în Germania în anul 1990 după Revoluție, și asta a fost cu fotbalul, că aici nu mi-a plăcut deloc. În Germania, la cluburi, băieții la o vârstă de 11-12 ani, când terminau antrenamentele, puneau acolo antrenorul o ladă de bere și am fost șocat când am văzut, bineînțeles, și de aia m-am lăsat de fotbal. De fapt, îmi plăcea sportul în echipă, dar mă simțeam mai bine ca un leu singuratic să mă zbat, să mă dezvolt, să... Asta a fost cum a început totul cu atletismul în Germania, în special în anul 1992. Am urmărit Jocurile Olimpice în Barcelona, urmărind Carl Lewis, Mike Paul, și un an mai încolo am descoperit basketball, streetball în special, urmărind pe Michael Jordan și New York Knicks cu Patrick Ewing, de care am fost inspirat foarte mult. Și în timpul ăla am și intrat într-un club de atletism, care aveam un timp foarte, foarte frumos până la vârsta de 18 ani, dar în timpul ăla totuși jucam foarte, foarte, foarte mult de basket. Și chiar și după antrenamentele de atletism, care dureau 2 ore, mă duceam să mai joc o oră jumătate de basket. Până în anul 1999, când în prima oară am descoperit senzația Americii și am fost în New York, prima oară, în total de 5 ore, dar prima oară, când am fost ziua mea, 19 ani, am fost în martie în New York și am mers încă o dată în același an, în iulie. Și în perioada aia m-am antrenat de 2 ore pe zi, 4 ore, 2 ore dimineața, 2 ore după masă. Am fost la cel mai mare nivel din viața mea la basket și am fost un conducător de joc foarte, foarte bun. Ținteam și eu toate șuturile de la, cu 3 puncte, de la lovitură liberă, nu știu cum se numește. Mă scuzați, vă rog, că am plecat în clasa 4-a, nu știu exact să mă exprim acum în limba română ca un om care are 10 clase, dar asta este, ce să-i fac, încerc să mă exprim și eu cum pot. Și să vă spun sincer, basketul m-a fascinat extrem de mult.
Numai că, din păcate, chit că lumea mi-a spus să rămân în cluburi, să îmi văd de treabă, că sunt foarte bun, eu m-am considerat deja prea bătrân, la vârstă de 19 ani, și m-am gândit că e prea târziu să ajung la ceva, să fac un atlet mare. Și până la urmă am avut dreptate, că nu era posibil să ajung la un nivel profesional, dar cât de cât am continuat cu pasiunea mea de sport zilnic și am avut un timp foarte frumos când m-am pregătit pentru clipele astea în New York, in the cage in Manhattan, când am jucat cu niște afroamericani 5-5 și am câștigat chiar și niște jocuri. 3 partide din 5 am câștigat și chiar odată la Pentuneric am ochit ultimul shoot, am câștigat un joc cu 23-22. A fost clipe fenomenale de care mi-amintesc acum. Și apoi în ianuarie 2001 am mers la armată în Germania și am descoperit marșul și toate astea cu alergatul și de distanțe mai lungi, de 25 de km în sus, și am câștigat acolo 2 marșuri și am observat că sunt chiar bun și mi-a plăcut. Și din clipa aia, din ianuarie 2001, am început să alerg zilnic, dar din păcate m-am lăsat de basket și am început cu maratonul. Și m-am pus la maraton, alergam zilnic de atunci până în ziua de azi, dar nu am făcut nicio competiție oficială, că n-am avut chef, că n-am a fost fără sens să mă concurez cu cei mai buni și ce să fac să cheltui atâți bani pe atâtea starturi. Și am făcut primul meu maraton în 2002, în septembrie, singur, și primele 12 maratoane au fost inoficiale. Până în ziua de azi am 95 de maratoane inoficiale și doar 33 oficiale. Și am continuat cu 12 maratoane inoficiale până în anul 2010, care în sfârșit m-am decis să fac o maraton oficial, că am văzut prin ziare că alergătorii locali pe aici, prin zonă, nu erau mai buni, erau cam ca mine. Și am gândit, hai să fac și eu niște competiții, măcar poate câștig și eu ceva. Și m-am apucat de maratoane oficiale și uite că în New York am ajuns primul român la finish, primul meu maraton oficial, toate sub 3 ore. Și atunci am început în fiecare an să fac niște maratoane prin toată lumea, prin Limassol, prin Cipru, prin Dubai, prin Mumbai, prin America, prin Franța, prin Germania, prin aproape 3 continente. Și a fost foarte, foarte fain, am avut niște succese chiar remarcabile, podium, locul 2, locul 3, locul 2, de multe ori, dar până în sfârșit, în anul 2013, am reușit să câștig maratonul din Limas, din Cipru, la Paphos. A fost o zi senzațională și am chiar câștigat cu un record personal, cu 2:44:46, m-am calificat pentru maratonul din New York. Și de atunci începând am reușit să mai câștig încă un maraton. În iunie 2013, Wilhelmshaven în Germania, Gorch-Fock maraton. Și anul următor am reușit să rețin titlul încă o dată la Cipru, să câștig din nou al doilea titlul din Cipru și al treilea din viața mea. Până 2013 am fost primul la vârstă, categoria de 30 până la 35, la maraton, campionatul național de maraton la București. În 2015 am reușit să câștig din nou categoria de 35 până la 39 de ani, campion veteran, dar din păcate trebuia să fie operat atunci în octombrie de hernia inguinalis bilateralis pe ambele părți. Foarte trist că am fost forțat să pauzez și cumva am reușit să revin după doar o lună de pauză și încă 2 luni de antrenamente în octombrie, și în ianuarie 2016 deja am luat startul din nou la maratonul din Mumbai, unde am câștigat locul 2 la categorie și cel mai mare price money din viața mea cu 400 de euro, 30.000 de rupii la timpul ăla. A fost
cam chiar mult, acum e tot mai puțin, dar asta este. Și am continuat cu succesele mele, până la urmă am devenit și ambasadorul de la maratonul din Cipru, câștigând două ediții. Mi-a promis firma Logicom că face sponsoring și dă un premiu foarte bun, foarte tare, dacă câștig a treia oară. Din păcate nu mi-a reușit în anul 2015 să rețin titlul din nou, dar am ajuns pe locul 2 și ei totuși mi-au dat premiul care mi l-au promis. Deci a fost un an foarte fain pentru mine, câștigând peste 1000 de euro la premii, și pentru un atlet amator este enorm de mult. Comparând astea cu fotbalul, este nimic, este un mizilic, dar asta este tristețea maratonului și în special atletismului, că nu se compară cu fotbalul, chit că noi ne antrenăm mult mai dur și mult mai tare și suntem de fapt atleți mult mai antrenați decât fotbaliștii. Asta trebuie să spun, asta e adevărul și asta e realitatea, dar nu interesează pe nimeni. Maratonul a devenit doar un business care mă supără foarte mult, exploată toți alergătorii amatori și cei mai slabi și doar să participe, și peste tot toată lumea este o manie murdară și de-aia nu chiar participam cu dracă când vedeam cât sunt spălați la cap, sau cum se spune, spălați la creier, brainwashed, doar să participe, chit că sunt foarte, foarte slab și slăbuți. Și care e problema dacă chiar alergi un maraton singur, de unul singur, sau să alergi tu de unul singur zilnic, să te menții, să-ți menții forma și toate astea? Nu-i bai, care e problema? Na. Asta am făcut și eu, cum am spus, 95 de maratoane, chit că sunt un amator chiar bun. În unele țări sunt considerat elită sau subelită, deci chiar așa rău n-am fost, dar totuși nu m-am considerat niciodată să fiu cine știe ce. Da, cât de cât la vârsta de 36 de ani mi-am făcut deja gânduri că ce o să fie dacă nu mai pot să alerg, și căutam încă un succes special sau ceva, să fac ceva ce nemaipomenit, să am ceva, să mă uit în retrospectivă când termin, când îmbătrânesc, să mă uit la o carieră faină. Și chiar de ziua de Crăciun, în 24 decembrie 2016, mi-a venit ideea fenomenală. Ce-ar fi să iau mingea de basket, chit că n-am mai jucat de 17 de ani, să o iau și să alerg cu ea 42 de kilometri driblând și să fac un Guinness World Record. Chit că nu m-am uitat dacă există această idee, a fost ideea mea, deci n-am copiat-o, dar după aceea, bineînțeles că trebuia să verific dacă există acest record, și într-adevăr au făcut deja niște oameni acest record și era exact la 3 ore 4 minute și 15 secunde de la Martin Medar din Est, Estonia. Și m-am gândit chiar ziua următoare, mi-am luat o minge de basket și m-am dus să văd dacă sunt în stare să alerg un kilometru driblând mingea în 4 minute și 15 de secunde. Și într-adevăr am reușit în 4 minute și 13 secunde, chit că pierduse mingea de 2 ori, dar m-am gândit, ei, uite-te copile, este posibil, într-adevăr, bineînțeles că ar fi foarte, foarte greu să alergi 42 de kilometri în această viteză, dar este posibil. Hai să încercăm, hai, de ce nu, n-am ce pierde. Și nebun cum sunt și România cum sunt, m-am pus la antrenamente, chit că n-am mai jucat de 17 de ani, am continuat să fac doar 3 luni și jumate de pregătire pentru acest maraton, fără să joc basket, doar luând mingea de basket cu mine la alergat de vreo 3 ori pe săptămână, la long run și la niște quality session, la bucăți și la recovery jog, la relaxare, să mă obișnuiesc de minge. Și iată, uite, m-am
m-am înregistrat la Düsseldorf Marathon 2017, unde câștigase și Marius Ionescu, care a fost, de fapt, inspirat de mine să alerge acolo, că eu acolo mi-am pus PR-ul meu cu 2.41 și este o cursă faină, făinuță. Și m-am registrat și la Guinness Book Records în Irlanda și m-au acceptat să particip. Și uite, m-am dus la start, na, 30 aprilie 2017. Și cu ideea asta fenomenală am intrat la TV, la VDR, la RD, am fost la radio aici în oraș, am fost invitat la press conference, conferința de presă sau cum se numește în România, și am fost acolo cu maiorul de la Düsseldorf, cu organizatorul, cu toată lumea și a fost un timp fantastic, enorm de fain, m-am simțit ca un VIP și... De fapt, doar că ideea asta a fost așa extraordinară, de că nu a mai făcut-o nimeni în țara asta și, uite, asta e treaba. La conferința asta am declarat că fiecare om în această lume ar fi în stare să facă ceva mai bine decât toată lumea, în toată lumea asta. Doar treaba e să descoperi tu însuși ce este, ce poți tu mai bine. Și asta este secretul în viață. Dacă ai fantezia și voința, vei fi în stare să descoperi ceva în tine însuși, că tu ești capabil să faci ceva mai grozav decât orice om în toată lumea. Acum, treaba ta, vezi tu ce o fi. Dacă te interesează, vei descoperi ceva. Dacă nu, rămâi și tu așa un normal person in the normal life, dar eu întotdeauna am vrut să fac ceva mai deosebit, mai extraordinar și iată, uite, într-adevăr îmi reușise acest record, chit că pompa de minge mi s-a stricat înainte de start, cu 30 de minute înainte de start, era stricată, nu mai intra aer în minge, în contrariu, ieșea aerul cu cât pompa mai mult și am fost în panică, cum se vede în reportul următor care a fost la televizor, pe canalul numărul 1, în Germania, ce este sensațional, deci m-a văzut practic toată țara cu acest record. Am intrat și în ziarul Spiridon, cel mai mare ziar de alergători de distanță din lume și moderatorul a fost forțat să întrebe din partea mea și de la organizator dacă are cineva o pompă, că mi s-a stricat. El întâi n-a vrut să creadă, Wolf-Dieter Poschmann, un comentator foarte cunoscut, care a comentat și campionatul mondial de fotbal aici în Germania și multe alte ediții de jocuri olimpice și altele. Și iată, uite că a fost un official de la Düsseldorf Marathon care m-a dus la mașina lui de camping și mi-a dat o pompă și m-a salvat în ultimul minut. Mai erau 15 minute și trebuia să mai și alerg un kilometru acolo și dus și întors de la mașină. Am fost atât de emoționat, dar până la urmă, de fapt, vrusem să dobor chiar și să ajung sub 3 ore, dar din păcate am pornit prea tare cu 1.29.20 și era și vântul prea tare acolo, aproape de Rhin și din păcate nu mi-a ieșit, că a doua jumătate a fost un pic mai slăbuță, chiar și din cauza că am fost așa de emoționat, de nu mai eram în stare să mă opresc un pic, să mă calmez un pic pe prima jumătate, că am fost plin de emoții după ce realiza că poate nici nu pot să fac startul din cauza la pompa aia. Na, și acum aici se vede reportul ăsta fenomenal cu organizatorul, cu ajutătorul ăla care mi-a dat pompa și am doborât recordul cu aproape 4 minute la 3 ore și 0 secunde și 3 ore și 25 de secunde. Deci, de fapt, a fost foarte, foarte aproape de 3 ore, dar pe ultimii 200 de metri am realizat că nu mai pot să ajung sub 3 ore, deci am scos viteza, așa spun nemții, am scos viteza, am deaccelerat un pic și am făcut niște fente printre picioare, pe după spate, un turnaround,
whatever, și am ajuns la 3 ore și 25 de secunde. Poate ajungeam la vreo 3 ore și 5 secunde dacă făceam full speed finish, dar eu știu exact care e treaba, eu știu să estimez exact cât, cum e ritmul și știam că nu mai ajung, deci am făcut ceva pentru galerie, pentru spectator și spectatorii au fost fascinați, bineînțeles. Am avut și o trupă de prieteni cu mine care au fost foarte, foarte amabili și m-au ajutat foarte mult, niște prieteni de aici din oraș, vreo 10 au fost și gașca asta, chiar că m-au reținut superb de bine și m-au motivat să dobor acest record și prietena mea, bineînțeles, acum soția mea m-a ajutat foarte mult să realizez acest record. Nu, fie cum a fie, acum, dacă mă gândesc și mă uit înapoi, din păcate recordul ăsta a fost dobărât anul trecut, după 4 ani și 4 luni, dar nu contează până la urmă, că orice record va fi dobărât. Și eu, mândru, am spus în acest interviu după finish că un record personal este pentru viață, dar un record mondial este pentru eternitate și asta este adevărat, pentru că nimeni nu mai poate să anuleze acest fapt că eu am dobărât un record mondial. Chiar și dacă va fi dobărât într-o zi, eu am fost deținător de un record mondial și asta este fascinant, adăugând faptul că am câștigat și niște maratoane și niște titluri de campion național și astea nu vor fi luate niciodată de nimeni, așa că pot să fiu chiar foarte mândru pentru ceea ce am realizat, că nu m-am gândit niciodată, nici în visele mele, cât pot să realizez, doar prin voința mea și prin mania mea, de pasiunea mea de sport, de atletism, de basket, de fie ce-o fi. Și asta este, a fost o poveste chiar faină și chiar după eventul ăsta am reușit să câștig maratonul, prima ediție de maraton, full maraton din Sibiu, pe locul 1, fascinabil, că chiar în fața locuinței noastre unde am locuit pe Bălcescu, puteam să mă uit la start, să văd de la finish și de la start unde am locuit și asta a fost foarte emoționant, că am și plâns la finish și anul următor, uite că am reușit să rețin din nou acest titlu și am câștigat a doua oară. După aia m-am lăsat oficial de maratoane, dar m-am întors din nou la Sibiu și am câștigat și ediția de semi-maraton în 2019. Cu toate astea, eu am reușit, de fapt, să fiu neînvins din toți românii, pe toată lumea, la categoria mea de vârstă, pe toate distanțele, până în ziua de astăzi. Și asta este, acum la vârsta de 42 de ani, mă antrenez zilnic în continuare și fac antrenamentele mele exact cum a fost la vârsta de 13 ani când mi-am jurat să mă antrenez în fiecare zi. Understand.
sad to say.